cu tricouri tradiționale roșii, chiloți albaștri, jambiere roșii. Alinează următorul 11. În poartă, numărul 1, Daniel Gherasim. Numărul 2, Aurel Panait. Numărul 3, Ionel Pârvu. Numărul 4, Anton Doboș. Numărul 5, Constantin Gâlcă. Numărul 6, Daniel Prodan. Numărul 7 și capitanul echipei, Marius Lăcătuș. Numărul 8, Damian Militaru. Numărul 9, Adrian Ilie. Numărul 10, Basara Panduru. Și numărul 11, Laurențiu Roșu. Antrenorii echipei Steaua sunt Victor Pițurcă, principal, și secund Dumitru Dumitriu, principal, secund Mihai Stoichiță. La Universitatea Craiova, în poartă, Dorin Arcanu, numărul 1. Numărul 2, Daniel Mogoșanu. Numărul 3, Emil Săndoi. Numărul 4, Nicolae Zamfir. Numărul 5, Gabriel Popescu. Numărul 6, Cornel Papură. Numărul 7, Radu Niculescu. Numărul 8, Gheorghe Craioveanu și capitanul echipei. Numărul 9, Ionel Gane. Numărul 10, Ovidiu Stângă. Și numărul 11, Silvian Cristescu. Antrenorii formației craiovene sunt Victor Pițurcă, antrenor principal, secunzi Mircea Irimescu și Gabriel Boldici. Arbitrii întâlnirii de astăzi sunt Ion Crăciunescu la centru din Râmnicu Vâlcea, ajutat la cele două margini de Nicolae Grigorescu din Timișoara și Valeriu Banu din Ploiești. Ca rezervă a fost desemnat Aron Huzu din Sibiu, iar observator federal Dan Petrescu din București. Să mai notăm că în meciul tur cele două echipe au terminat la egalitate 1-1. După cum puteți vedea, meciul a început de câteva secunde bune. Suntem în primul minut al acestei întâlniri deosebit de importante pentru cele două formații. Un meci care ar putea decide chiar titlul. Partea cealaltă, Mitriță este accidentat, dar asta nu afectează în primul 11. Să ne oprim puțin, că este o fază periculoasă. Pârvu! Mare ratare, extraordinar de mare ratare a lui Roșu, care s-a trezit cu mingea în careul de 6 metri și a șutat slab peste poartă. Prima mare ocazie a acestei partide, după un șut al lui Pârvu, Roșu reia peste poarta lui Arcanu. Gane încearcă să treacă de Gâlcă, pasează până la stângă la Craioveanu. Șut al acestuia foarte periculos, foarte periculos al lui Craioveanu. Gherasim este nemulțumit de faptul că apărarea stelistă nu a ieșit la blocaj și urcă spre careul craiovenilor. Va încerca un șut nou, o pasă printre către Adrian Ilie, trece de Gherasim, mă scuzați, de Arcanu, și trage în bară. Extraordinară, extraordinară ratare pentru steliști. Este minutul 10 al partidei și consemnăm vara a echipei stelite. Adrian Ilie, care a trecut de portarul Arcanu, nu a reușit să trimită mingea în poarta părăsită de acesta. Să remarcăm pasa foarte bună venită de la Gâlcă. Stângă o deschidere bună către bară, extraordinar, un șut extraordinar al lui Craioveanu, da. Minutul 25, să consemnăm. Ocazie extraordinară pentru steliști. Pentru craioveni, mă scuzați, am fost prins de această fază. A executat Lăcătuș, din nou Lăcătuș la balon, centrare, Prodan. Acum Damian Militaru, balonul atinge și bara și respinge până la urmă. Cristescu. Ocazia stelei, ajutată de Militaru, a fost întâi respinsă de portarul Arcanu, iar apoi a lovit bara. Deci, până în acest moment, să consemnăm egalitate la mingi șutate în bară, 1-1. Vreau să te contrazic, 2-1 pentru Steaua la șuturi executate în bară. Se va executa înalt în careu. Zamfir în fața golului, însă Gherasim respinge. În corne. Extraordinară paradă a portarului Gherasim. În prima fază s-a auzit un fluier, toată lumea a crezut că este vorba de un offside, dar nu a fost vorba de așa ceva. Cel care a șutat a fost Zamfir. Lovitura de colț va fi executată de stângă. Aglomerație mare în careul stelist. Craioveanu șutează. Extraordinar Gherasim!
Gerasim încearcă să intervină și Crăciunescu fluieră un faul, spiritele cel încin din nou, este nevoie să intervină. Lipescu, noul intrat. Acesta face o fentă, intră în careu, centrează, Lăcătuș în fața golului. Extraordinar, o preluare a lui Lăcătuș, însă mult, mult prea lungă și portarul Arcanu reușește să rețină. Este minutul 57 și consemnăm o nouă ocazie la poarta lui Arcanu. Fază periculoasă, Panduru, șut extraordinar! Însă Arcanu respinge foarte bine. A fost un șut de la aproximativ 25 de metri al lui Panduru cu pământul, însă foarte atent Arcanu a respins în corner. Să remarcăm că este primul șut pe poartă foarte periculos al lui Panduru după ce a mai încercat de 2-3 ori. Gâlcă din nou este în posesia balonului, înalt către Lăcătuș, Lăcătuș în careu, driblează Lăcătuș, gol! 1-0 pentru Steaua. Superb gol cu piciorul stâng al lui Lăcătuș. Este minutul 72 al partidei și Lăcătuș reușește să înscrie primul gol al acestei partide. O preluare extraordinară cu piciorul drept și apoi un șut cu piciorul stâng în colțul scurt al porții lui Arcanu. Cristescu și Papură dezamăgiți la pământ. Stadionul exultă. Cea mai mare parte a stadionului. Galeria Stelei este în picioare. Stelurile sunt fluturate în vânt. Se aruncă cu confeti. Steaua Universitatea Craiova 1-0. S-a reamintit marcatorul golului Lăcătuș în minutul 73. Superbă pasa lui Gâlcă, preluarea lui Lăcătuș cu dreptul și cu stângul a reușit să-l învingă pe Arcanu de la aproximativ 11 metri. Acesta se ridică până la urmă, Gâlcă înalt în careu. Bogdan Bucur în fața golului, extraordinară ocazie din 6 metri. Bogdan Bucur a încercat să trimită în poartă, dar a făcut acest lucru exact în brațele portarului Arcanu. Să notăm încă o mare ocazie a Stelei în finalul partidei, în minutele de prelungire. Dictate de arbitrul Crăciunescu, Craiova are ultima zbâcnire, se aruncă în atac, Călin. Costel Gâlcă va executa lovitura de colț. El a fost lăsat să facă acest lucru de către militarul. Și în acest moment Crăciunescu fluieră sfârșitul partidei. Astăzi pe stadionul Ghencea, în derbiul campionatului, dacă putem spune așa, Steaua București a învins Universitatea Craiova cu 1-0 prin goluri marcat de Lăcătuș. Valentin Moraru, Bogdan Tudor și Radu Silea vă spun la revedere până la următoarea transmisie fotbalistică a postului de televiziune particular Antena 1.